am găsit domnilor doctori. La început de an aș vrea să vă întreb cum vor evolua lucrurile în cadrul acestei clinici, ce le puteți spune pacienților care pot veni la dumneavoastră și care ajung în urgență, dacă ei pot beneficia de intervențiile necesare aici în Craiova. Lucrurile evoluează spre bine în clinică. Numărul de cazuri a crescut progresiv în ultimele luni. Complexitatea cazurilor a crescut de asemenea într-un mod progresiv. Facem atât pacienți electivi, pacienți cronici care vin prin programare, cât și urgențe. Mă rog, un anumit tip de infarct, sunt două mari tipuri de infarct, cu supradenivelat de segment este și fără supradenivelat de segment este. Noi facem cazuri la pacienții cu infarct fără supradenivelat de segment este. Deocamdată pacienții cu supradenivelare de segment este, adică să asigurăm permanență în clinică, nu putem, ne fiind personal suficient. Sperăm ca pe viitor, într-un an, doi, să se lucreze 24/24. Pacienții beneficiază de coronarografii, angiografie diagnostică, proceduri de dilatare, implanturi de stenturi, o gamă mai largă de proceduri și partea de dispozitive implantabile, stimulatoare, defibrilatoare, dispozitive de resincronizare. Mă rog, s-a început și cu studii electrofiziologice, ablații, tot din partea de cardiologie intervențională practic fac parte, dar sunt alte tipuri de proceduri, de echipa, ne puteți vorbi puțin despre echipa care va lucra alături de dumneavoastră? Echipa care lucrează alături de mine, da, este colegul meu, Eugen Țireanu, este colegul meu, Radu Stăvaru, aici l-avem de față pe Adrian Ungureanu, este colega noastră, Emilia Goanță, mii deocamdată nu sunt aici, mă rog, sunt plecați din localitate. Sperăm să ne mărim echipa și la nivel de asistenți și la nivel de, mă rog, de infirmieri, de lucrurile sunt mai complexe. Și în acest sens urmează să se facă angajări? Da, urmează să se facă angajări. S-au mai angajat între timp medici? Deocamdată nu. Sperăm acum la începutul anului să se facă angajări și medici, și asistenți, și infirmiere, și îngrijitoare. E vorba de o echipă mult mai mare ca să putem aborda o îngrijire corespunzătoare bolnavilor. În afară de echipa de medici și de asistente, de ce mai este nevoie din punct de vedere al aparaturii? Mai aveți nevoie de ceva pentru a putea fi în permanență? Deocamdată avem o sală destul de bine dotată, dar normal tot timpul e loc de mai bine. Am avea nevoie și de alte tipuri de aparate, unele o să ne vină, sub formă un sistem din asta de custodie, dar marea noastră urgență este încă un angiograf, încă o sală. Cum vedeți pe asta de aici, este nevoie de încă o sală ca să putem acoperi o gamă mult mai largă de proceduri. Că la momentul de față avem 5 programe de rulare, programe naționale în domeniul cardiologiei și o singură sală este foarte puțină. Ne colmatăm ca și cazuri. Am înțeles. Și de la început, de când s-a deschis această clinică, câte cazuri? De când s-a deschis această clinică, în iunie, anul acesta, s-au făcut undeva la 500 de cazuri. 500 de cazuri. De ceea ce înseamnă coronarografie, implantări de stenturi, stimulatoare, defibrilatoare, majoritatea procedurilor fiind coronarografii diagnostice și implantări de stenturi. Ce e cel mai important, lucrurile s-au desfășurat fără probleme, da? Pacienții au plecat rezolvați, ceea ce nu puteau beneficia înainte. Au plecat rezolvați cu implantarea de stenturi și nu au mai fost nevoiți să meargă în alte centre din țară, ceea ce este un avantaj foarte mare pentru zona aceasta. Și de când am dat noi drumul la activitate, noi înainte de a lucra pe această sală, am lucrat și undeva în spital, mă rog, aveam un angiograf mai vechi. În total, de când am dat drumul la activitate, de acum
un an jumate, cam așa s-au făcut aproximativ 1000 de proceduri. Și se fac pe bază de programare aceste proceduri? Și de pe bază de programare și în regim de urgență. Și pacienții care vin în regim de urgență. Avem 5 programe naționale de rulare, le-am îmbunătățit treptat ca și finanțare. Nu v-am mai întâlnit cu cazul Florin Busuioc? Cazuri Florin Busuioc sunt în fiecare zi. Adică pacienți cu infarct vin aproape fiecare zi în urgență, infarctul cu supravinivelare de segment peste. Dar este acel tip de infarct de care vă spuneam, care trebuie intrat de urgență în sală. Și indicația în sală? Este în primele 12 ore. Deocamdată ei continuă să meargă la București pentru că noi nu putem să asigurăm permanență. Infarctele vin și la 3, și la 4, și la 5, și la 9 seara, și la 5 dimineața. Da? Și nu putem să asigurăm permanență că nu avem personal suficient. Sperăm ca în cel mai scurt timp să ne organizăm și din punctul de vedere al programului de infarct acut. Felicitări, domnule Tiera. Nu înțeleg că aveți acum jobul de medic specialist, nu? Job este, am susținut examenul de medic specialist, l-am promovat cu brio și de la 1 ianuarie, practic, sunt medic specialist cardiolog și înscris în competența de cardiologie intervențională. Am înțeles. Și colega cealaltă care este... Este colegul nostru care tot medic specialist, Radu Stăvaru. Da. Care lucrează cu noi pe partea de coronografii, de dilatări percutane, implantul de stenturi și este colega noastră Emilia Goanță, medic specialist, care lucrează împreună cu doctorul Ungureanu aici de față, care se ocupă de parte dispozitive implantabile și electrofiziologie. Am înțeles. Domnule doctor, spuneți-mi cât de importantă este pregătirea pentru ceea ce faceți și ce înseamnă până la urmă în activitatea dumneavoastră de zi cu zi această clinică. Pregătirea din rezidențiat cu partea de dispozitive a primit un plus în momentul de față când s-a trecut de la curicula de 5 ani la curicula de 6 ani pentru că s-a introdus stagiul de electrofiziologie și implantologie de dispozitive, implantologie. Ceea ce nu era până acum. În momentul de față eu zic că aici se pot face proceduri, sunt benefice pentru colegii noștri rezidenți pentru a participa la aceste proceduri, rămâne de văzut dacă în continuare se va face în rezidențiat pregătirea în acest centru, pentru că momentan nu se face, nu se efectuează pregătirea în acest centru pe partea de implantologie și electrofiziologie. De cine depinde asta? Acte normative, acte... Deocamdată de minister, de minister de și de Universitatea Medicină și Farmacie. Domnule doctor, vă aveți o echipă separată pentru această clinică față de ceea ce se întâmplă acum pe secția de cardiologie a Spitalului Clinic Județean? O să fie o echipă separată. Da? Sunt medici care se ocupă cu competențe și cu pregătire exclusiv pentru partea de sală, pentru partea de proceduri. Clinica este separată în spital, acolo stau bolnavi, acolo sunt paturile. Dar aici sunt medici separați și echipă cu totul separată la nivel de asistenți, de infirmiere, de bracardieri, care lucrează doar pe partea de sală, de proceduri. Va fi o colaborare între dumneavoastră și cei de acolo? Sau? Siguranță, cu siguranță, cu siguranță. Se adresează pacienți din secție, de către toți colegii. Da, nu sunt pacienții ai mei sau mei colegi, sunt pacienții secții care se adresează către noi pentru diverse tipuri de proceduri. Bun, și de aici merg pe secție la un anumit medic? La medic cu curat, medicul care e internat și care îngrijește acolo. Eu țin să mulțumesc domnului președinte Preoteasa, Consiliul Județean, care ne-a ajutat cu niște investiții serioase din punct de vedere al infrastructurii, al aparaturii. Pe clinică sau pe secție? Nu, aici. Vorbiți de clinică, da. Fără sprijinul dânșilor, nu se puteau face astfel de proceduri. Este vorba de aparatură foarte scumpă, de investiții destul de mari. Eu sper că în cel mai scurt timp să ne organizăm și cu o altă sală, pentru că la ora actuală adresabilitatea este din ce în ce mai mare și nu mai putem să lucrăm pe singură sală. Aici, vorbim aici. De sala pe care asta e vă o sală și sper să mai avem o sală în cel mai scurt timp exact asta. Deci cazuri ar fi
Și ați putea cazuri să... Cazuri sunt nenumărate. Adresabilitatea este foarte, foarte mare. Ea face 5, 6, 7 cazuri pe zi, dar e loc de mult mai mult, de 10, 12 cazuri pe zi, tot ce înseamnă parte de cardiologie invazivă, cu toată gama de proceduri, sunt multe proceduri care se pot face. Sperăm să accesăm programe noi, să facem și alte tipuri de proceduri, dar asta o să vedem, în timp, depinde foarte mult de finanțare, de casă, de... Deci să înțelegem că mitul că această clinică e închisă nu există, este spulberat. Da. Este spulberat, nici vorba, lucrăm în fiecare zi și astăzi, înainte de a veni dumneavoastră, am făcut 5 cazuri, tocmai de asta ne-am grăbit că știam că veniți, se lucrează practic în fiecare zi. În fiecare zi. Da. Deja avem pacienți și pe zilele următoare de săptămână și pe săptămâna viitoare deja sunt pacienți programați pentru proceduri, vin urgențe în fiecare zi care se adresează nouă. Deci se lucrează în clinică. Am înțeles. Este nevoie, nu știu, să mergeți în alte clinici care au tradiție din țară sau chiar din străinătate pentru a vedea cum lucrează colegii dumneavoastră? Pregătirea... Eu am desfășurat-o la Institutul de Boli Cardiovasculare CC Iliescu, pe partea de cardiologie intervențională, bineînțeles cu stagii de pregătire și cursuri de formare și în străinătate. Este, vă dați seama, un lucru benefic pentru orice operator pe partea de cardiologie intervențională. Dar, din punctul meu de vedere, lucrurile se pot dezvolta și aici și tineri colegi care vor vrea să învețe această parte vor putea de acum înainte să vină, să ne asiste la sală pe doctorul Trașcă, este cu experiență, este medic primar cu competență și să creștem alături, să formăm o echipă aici, local, care va putea să asigure o permanență în continuare. Mulțumim foarte mult și vă dorim succes în activitatea dumneavoastră. Vreau să aveți cazuri cât mai reușite, adică și să fim pe prima pagină, să zicem, a ziarelor naționale. Din fericire, exact cum am spus și mai devreme, procentul de cazuri rezolvate este de 100%. Da? Pentru că am înțeles, sau mai speculat, bineînțeles, și prin... Da. Ora și peste tot. Deci pacienții rezolvați au fost în procent de 100%, nu a fost și nu a existat nicio complicație până în clipa de față și sperăm să continuăm pe acest drum. S-au făcut foarte mulți pași înainte. Noi acum un an jumătate am plecat de la zero. Zero în ceea ce privește sala, geograful, toată aparatura necesară, accesare de programe naționale de la Casa de Asigurări. Noi am plecat de la zero. Și ne-am organizat destul de bine și am crescut progresiv. Mai sunt multe lucruri de făcut. Trebuie și ajutor din partea spitalului, din partea factorilor politici locali. Sperăm să o ținem tot așa. Succes atunci și echipa dumneavoastră să aibă alături de dumneavoastră succesul scontat, în sensul ca pacienții să treacă cu bine peste problemele de sănătate și peste câteva luni de zile să devină normalitate tot ceea ce discutăm acum și am discutat și în urmă cu câteva luni. Încă o dată un an bun și multă putere de muncă, pentru că aveți nevoie Mulțumim. De asta. Mulțumim. Și sunteți Mulțumim. O echipă de profesioniști. Mulțumesc! Mulțumim.